Sunt în clasa a doua A, clasa Spiridușilor, de la școala numărul 1, Emil Panaitescu, cu Dalb. Astăzi o să vă prezint cartea pe care am citit-o. Această carte se numește Fetița căreia nu-i plăcea numele său. Autorul cărții este Elif Safak. În această carte este vorba despre o fetiță care avea un nume ciudat. Părinții ei i-au dat un nume de floare, Saki Saduia, care înseamnă mușcată cu gătoare. Ea nu avea prea mulți prieteni. Prietenii ei cei mai buni erau cărțile. Ea, într-o zi la bibliotecă, și-a găsit un glob fermecat și l-a păstrat. Cu ajutorul globului și-a putut face doi prieteni. Fetița cu cei doi prieteni s-au rătăcit într-o pădure unde au întâlnit multe pericole. Cel mai mult din această carte mi-a plăcut când fetița și-a făcut cei doi prieteni. Mi-a plăcut că numai ea putea să-i vadă, în rest nimeni altcineva, fiindcă numai ea avea globul. Cei care nu aveau globul nu puteau să-i vadă, dar ea că avea globul putea. Vă recomand cu drag să o citiți. Pa, pa!